Președintele Germaniei, către Vladimir Putin, opriți acest război acum. Președintele German, Frank-Walter Steinmeier, a afirmat miercuri că războiul din Ucraina nu are nicio justificare și a cerut de urgență președintelui rus să pună capăt acestui război, relatează DIPA. Steinmeier a spus că nimeni, nici măcar președintele rus Vladimir Putin. Nu poate justifica înaintea istoriei ceea ce se întâmplă în Ucraina: că sute de mii de oameni fug, că mor oameni nevinovați și că o țară este distrusă. De aceea facem apel la președintele Rusiei: opriți acest război acum! Nu este nevoie de curaj pentru a invada o țară vecină mai mică, a afirmat președintele german. Dar este nevoie de curaj pentru a pune capăt acestui război. Și aceasta este ceea ce noi cerem acum, a spus Steinmeier în timp ce participa la o slujbă pentru pace la Biserica Frauenkirche din Dresda. Dar știm și că în timp ce ne rugăm aici, în această biserică, ascultând un concert pentru pace, la aceeași oră au loc raiduri aeriene în Harkov, Mariupol și în alte orașe ucrainene. Oamenii mor în Ucraina, a subliniat președintele Germaniei. Biserica din Dresta, distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost reconstruită cu donații din toată lumea și sfințită în 2005. Astăzi este considerată un simbol al păcii și al reconcilierii.